Pentru nativii Scorpion, Jupiter este în casa a șaptea și pentru ei, bineînțeles, este o perioadă încă până la sfârșitul lunii mai în care lucruri bune vin cu cineva prin cineva. Dar, pe de altă parte, Marte, guvernatorul lor, de curând intrat în semnul peștilor, în casa a cincea, parcă îi face și pe ei mai activi, mai îndrăzneți. Poate că au scăpat de niște obligații familiale sau au reparat ceva, sunt liniștiți, totul este bine în familie și au mult timp și dorință și idei și inițiative și acțiune și energie pentru tot felul de activități din care pot câștiga, hai să spunem, suplimentar. Sau cei care activează pe cont propriu sunt hotărâți să se prezinte, să participe, să ofere lucruri cât mai bune, să-și îmbunătățească serviciile. Și pentru ei, pentru nativii Scorpion, pentru cei mai tineri, am putea spune că este o perioadă de căutare. Foarte bine, celor mai tineri, abia ieșiți de pe băncile liceului, facultății, cei care n-au apucat, n-au reușit să acumuleze experiență mare, foarte bine, se pot încredința acum niște activități, evident, pe măsura nivelului lor actual. Este important și acest lucru este util, este bun, este foarte bun, într-adevăr, află, văd, experimentează, simt, fac cu mâna lor, sunt participanți direct și cu această ocazie, bineînțeles, că au de câștigat. Pentru cei care sunt de mai de mult timp în activitate, foarte bine poate fi o perioadă de succese, de realizări. În perspectivă însă, în perspectiva, hai să spunem, următoarelor săptămâni, prezența lui Marte în semnul peștilor, acolo unde îl va întâlni pe Saturn, poate să însemne un moment de reflecție. Da, hai că mi-a fost bine până acum, dar cred că ar trebui să aduc un plus, să schimb ceva, să renunț la un capitol, să schimb, să mă îndrept și spre altceva sau să pun accentul pe altceva ca într-adevăr să continui să obțin niște rezultate destul de bune, să ies în atenția altora. Atenția altora, da, de la caz la caz, bineînțeles, poate să fie un juriu, poate să fie public, poate să fie șef, pot fi oameni importanți care într-un fel oarecare dirigează lucrurile din domeniul lor de activitate. Zilele de miercuri și joi sunt importante pentru ei, pentru nativii Scorpion, cele zile în care luna traversează semnul lor. Și foarte posibil, poate că pe moment nici nu realizează ce importanță sau ce influență vor avea niște vorbe, un gest, o faptă pe care le fac în aceste zile. Cineva observă, cineva apreciază și răspunsul poate că nu vine pe moment, sigur nu vine pe moment. Da, vine, e de râs, e de zâmbit, dar ceva special, extraordinar nu este pe moment. Se apropie însă și timpul să li se spună, uite, mi-a plăcut ce ai făcut, ce ai realizat la momentul respectiv, hai să facem ceva important împreună.